Ministerul Educației se vede obligat să recunoască diplomele a peste 70.000 de absolvenți care au terminat studii neautorizate. Sunt diplome eliberate de universități care nu și-au acreditat sau autorizat forme de învățământ la distanță sau frecvență redusă, dar au primit studenți și le-au luat banii. Statul a pierdut mii de procese în ultimii ani și a plătit milioane de lei daune, așa că oficialii preferă să legalizeze aceste acte printr-o ordonanță de urgență în viitoarea ședință de guvern. Doar din decembrie și până acum, Ministerul Educației a plătit daune de peste 1,7 milioane de lei în 7.400 de procese, intentate de absolvenții care, la finalul facultății, s-au trezit că nu vor primi diplomă de licență sau că nu este recunoscută de Ministerul Educației. Pentru o universitate acreditată, nu toate programele de studii care au funcționat, din păcate, au fost la rândul lor acreditate. Mai există alte 2.300 de procese pe rol. Ministrul Educației de la acea vreme, Ecaterina Andronescu, a refuzat să recunoască diplomele eliberate de universități. După 6 ani, autoritățile vor să recunoască diplomele eliberate studenților care au fost înmatriculați la aceste forme neacreditate de învățământ. Ordonanța de urgență cuprinde și sancțiuni drastice pentru cei care vor mai înmatricula studenți, deși nu au acreditare. Prima sancțiune este plata către bugetul educației a contravalorii tuturor taxelor de școlarizare încasate pentru un program de studiu care s-a derulat în afara reglementărilor legale, înmulțit cu 10. În cazul în care se constată aceste abateri 2 ani consecutiv sau se constată abateri în același an, dar la 2 programe de studii diferite, Ministerul Educației are dreptul să propună intrarea în lichidare a respectivei universități. Avocatul a peste 9.000 de absolvenți care sunt în această situație spune că ordonanța vine prea târziu și, în plus, va crea un dezechilibru pe piața muncii. Va isca un nou val de procese, însă de data aceasta nu pe tema recunoașterii diplomelor, pe tema despăgubirilor, cât și reîncadrării pe vechile locuri de muncă și plata salariilor ce au fost tăiate în urma nerecunoașterii diplomelor de licență. Dacă nu au diplomă de licență, bugetarii pot să piardă și câteva sute de lei la salariu. Printre universitățile care au absolvenți de studii neautorizate, se numără Spiru Haret, Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Alexandru Ioan Cuza din Iași, Politehnica Timișoara, Petrol Gaze Ploiești, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, toate universitățile de medicină din țară, dar și Universitatea din București.